plecare a spus că arată ca o minoră. Cu gândul la Crăciun, ca să reducă facturile la iarnă, primarul sectorului 6 întreabă locuitorii printr-un mesaj publicat pe Facebook dacă ar fi de acord ca iluminatul festiv de sărbători să fie redus la jumătate, iar beculețele să fie puse doar în parcuri. Până la sărbători însă nu există un plan de economisire a costurilor cu energia. Ce reacție a stârnit primarul Ciprian Ciucu, ne spune Iorgu Ianuși. N-ai nevoie de nicio reacție de la populație. E propagandă pură, manipulare pură. Iluminatul de sărbători costă între 200 de mii și 1 milion de euro. Adică pistol cu apă, pe lângă banii pe care cheltuiește primăria, toate primăriile din capitală, pe chestii asupra cărora nu cer părerea cetățenilor. Ciucu face un exercițiu lamentabil de imagine, să pară transparent și empatic cu suferința oamenilor, care nu le va putea face nimic. Legea e foarte clară. Legea spune că poți ajuta, există o legislație a ajutorului de încălzire într-un anumit quantum, subvenționând gigacaloria celor care stau la bloc și într-un anumit quantum cu dosar dacă ai alimentare cu lemne sau cu gaze. Adică și dacă taie banii de iluminat, Ciucu nu va putea oferi mai mult. Va putea oferi tot atât. Adică ok, o să oferă la mai mulți oameni, dar suma, ajutorul în sine, este derizoriu și nu are nicio relevanță. Ciucu, în schimb, ăsta e dintre... Ciucu e un animal politic destul de desăvârșit, adică el va supraviețui mult timp în politică, o să-l vedeți, pentru că are modestia gen Gheorghe Dinică, nu mă înțelegeți greșit, și harfele de hipster tânăr, adică ar face orice să mai fie la putere. Este un disperat după putere, după pârghii, după de toate. De-aia întrebați-l pe Ciucă de ce nu postează pe Facebook achizițiile directe ale primăriei, sectorului pe care îl conduce. Alea care se fac fără licitație, fără selecție de oferte, direct, servă, bam. Întrebați-l lista angajărilor de când e el primar. De ce nu o pune și pe aia pe Facebook? Întrebați-l cât plătește la gunoi față de cât să plătea. Cât plătește la telefonie față de cât să plătea. Cine a renovat școlile vara asta, pe câți bani, cum s-au dat lucrările, care sunt cei mai mari 10 persoane juridice, cele mai mari, care încasează bani de la primăria capitalei de când e el primar. Este atât de penibil ce face și presa, din nou, într-un cretinism profesional, bă, nu se mai îndoiește de nimic. Mâine, dacă, uite, am Gheorghe Dincă, violătorul de la Caracal, dacă mâine transmite un mesaj de ziua femeii, îl publică toți. Nu contează că l-a violat și omorât două fete. Presa, e un comunicat, e de la sursă, e verificat, o dăm. Ce să dai, mă? Ăla își bate joc. Și Ciucu își bate joc. Auzi, întreabă cetățenii dacă sunt de acord să reducă la jumate și o zică nu, taiele de tot alții, nu, lasă-ne măcar această bucurie. De fapt, se vorbește despre Ciucu și legătura lui cetățenii. Iar presa contribuie la mizeria asta. Fucking unbelievable manipulare. Haide, pa!